important. Bună seara și bine ați venit la masa corpului didactic. Vreau să vă spun că am ținut să vă ocup un minut din timp ca să vă explic că această activitate se desfășoară exact în locul în care ar trebui să se desfășoare. Imobilul acesta este construit de profesorii Gărățeni în anul 1937, între anii 37 și 39, special pentru a se desfășura activități cu profesori și pentru profesorii Gărățeni. Deci nu există o altă clădire în acest județ care să fie dedicată activităților profesorilor Gărățeni. Deci, cu acestea fiind spuse, vă felicit că sunteți, ați venit aici la Casa Propriu Didactic, că sunteți într-un imobil istoric, un moment istoric și aș vrea să fiți conștienți și cât de conștienți suntem și noi și de bucuroși și de mândri că ne desfășurăm activitatea într-un astfel de edificiu și cu acestea fiind spuse, vă prezint invitații noștri de astăzi, care sunt Doru Găzdăian și invitata lui Doru Găzdăian, care este cartierul despre care să vă aflați foarte multe lucruri și de la care să aflați foarte multe lucruri. Mulțumesc! Aici, ok?
ca microfonul, ca altul nu cred. M-auziți bine? Mai sus un pic. Mai sus? Perfect. Se aude așa ca un ecou, dar manele. Poți să cânt? Cateros este numele meu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș vrea să vă vorbesc așa puțin de ce m-au chemat oamenii aceștia aici. Am întâlnit pe dorul la un eveniment la care spuneam că la 19 ani a trebuit să mă prezint în fața unei comisii. Și mi s-a părut atât de impresionant și trist că au nevoie de ajutorul meu, iar eu eram o fată străină în alt oraș și nici nu am avut timp să mă gândesc ce aș putea face sau dacă aș putea face ceva. Atunci am analizat eu lucrurile așa în 40 de secunde și m-am gândit că aș putea să iau acasă. Acasă însemna într-un apartament unde locuiam împreună cu părinții mei și sora mea mai mică și fratele meu mai mic. Și am zis că e vorba, sunt mai mare, pot să am grijă de ei. Și mi-aduc aminte că am plecat de la acea întâlnire în copilărie, am cerut adresa, pentru că aveau și părinți și urma să vorbesc cu părinții, să văd ce aș putea face. Și am început să plâng pe autobuz. De care m-a adins acest lucru. Și am sunat la casă și am spus că îmi spuneți că voi veni cu doi copii de la Timișoara. Eu locuind în Brașov. Și am spus că eu am mers apoi la părinții lor. Și am încercat să găsesc un model de ajutor. Iar fratele mare mi-a spus că cel mai mult ar fi de ajutor dacă și la copii să am grijă de ei. Așa cum le-am propus deja. Așa că am vorbit cu părinților și ei își făceau griji cineva cu grijă cu ei în casă și am întrebat câți bani au copiii și mi-au spus că 150 de lei, iar atunci erau 1.500 și am spus că le voi da jumătate din acea sumă pentru cele două săptămâni după care îi vor lua cu mine. Și i-am luat cu mine la Brașov, pe vremea mea, acum mă cheamă și ceilalți oameni se uitau destul de ciudat. Și, dar nu-ți spune, a fost o decizie inconștientă. Nici nu m-am gândit bine cum o să ne descurcăm. Apoi am mers la protecția copilului, i-am anunțat că am luat acești doi copii. Ei mi-au spus să merg la Timișoara, pentru că aparțineam de Timiș. Și cei de acolo au zis să vin puțin mai târziu, că erau prea conservatori, eu nu s-ar fi ocupat nimeni de aceste lucruri sau ce le-am făcut. Și am uitat de mine. În schimb, copiii erau în vizorul autorităților, erau la anchetă și am văzut că au dispărut acești copii. Și apoi m-am devenit subiectul acestei anchete și am văzut că sunt un traficant de minori și de aceea i-am luat. M-am prezentat în fața lor, a trebuit din de 7 ore, era chiar timpul unui examen, primul examen din facultate, de la care am lipsit, să fiu în fața acestei comisii care a vrut să afle de ce am întâlnit acești copii și care era sigură că interesul meu e de a le face rău copiilor. Apoi le-am spus că copiii merg la școală, eu în același timp lucram într-o școală internațională la Brașov și am spus că vor verifica și au verificat din de 3 luni, absolut tot de copii, să vadă ce o să se întâmple cu copiii și au spus că dacă sunt curată, din punct de vedere legal, nu se poate să-i țin pe copii. Între timp, după 2 săptămâni în care am stat cu ei, cu părinții mei, i-au spus că ar trebui să-i duc acasă, că deja era prea mult, pentru noi toți, și am știut că dacă îi duc, vor ajunge din nou în stradă, vor ajunge să adorme din nou la școală de bancă, pentru că trebuiau să meargă la cerșit și înainte de ore. Probabil că unii dintre noastre aveți copiii aceștia care vin obosiți, fie că e gălăgie noaptea acasă, fie că nu au unde dormi sau că sunt o fel de probleme cer din familie, nu știu. Și mi-am dat
Și multe lume a crezut că fac asta cu să aibă mulți bani, dar se te duce în hirie, să fac copii. Aveam 19 ani, eram primul an în facultate, de-abia reușeam să îmi plătesc toate cheltuielile. Și acum m-am trezit cu doi copii, ne-am mutat într-un apartament nemobilat, pe jos era cum e pe trotuar, deci un ciment din acela, nu știu măcar fi. Și am avut două sartele și patru linguri, patru furculițe, patru farfurii, patru banane, câteva măsoate și două valize cu bunurile noastre. Și ne-am mutat acolo. Se desfințase un hotel în Baia Brașov și cei de acolo ne-au dat nouă coborul și deja arăta altfel apartamentul. Apoi mama să ne ajute, ne-a dat o masă cu patru scaune, deja nu mai trebuie să mâncăm în picioare după vreo două luni. Iarăși era o performanță și am trăit de la o zi la alta. Pentru că am crezut foarte tare în ceea ce fac. Și chiar dacă multă lume s-a întrebătat, știți, de multe ori când vrei să faci ceva, care ca așa un ajutor extrem, probabil că mulți se vor îndepărta de dumneavoastră decizia pe care o veți face. Și la mine a fost așa. Și mi-aduc aminte că m-am simțit foarte singură, dar nu prea am avut timp să-mi fie teamă, pentru că trebuia să gătesc, să fac curățenie, să spăl, să fac teme cu copiii, să lucrez, să ajung și la cursuri. Și asta se întâmplă în fiecare zi, în fiecare zi. Și ambele comisii, Brașov și Timișoara, au dat ok-ul și au văzut că de fapt nu e intenționat să facă rău copiilor. Și și-au dat și ei seama de lucrurile la noi. Și am venit într-o zi acasă, obosită, și ei iubeau așa la ușă și au zis, noi o să spunem mama de acum. Și da, și m-am dus să mă văd de treabă și din ziua aceea, până acum, și am 30 de ani acum, îmi spun mama. Și a fost așa o lecție de viață pentru mine. Și, dar de asemenea am prins foarte mult curaj. Și am zis, dacă am stat în fața unei comisii și am trecut și de ăștia și de aia și nici nu m-au arestat până la urmă, am reușit să plătim și chiria, nu ne-am dat ceva de nici curent, nici apa. Deja sunt tare. Împlinisem și 20 de ani, deci cred că la 19 ani e așa o vârstă de dificilă pentru cei care nu au 19 ani, că pregătiți-vă. E perioada în care încerci să îți găsești locul pe acest pământ. Dar când ajungi la 20 de ani, deja poți să cunoști tot și știi tot. Și ești la tot puternic, cel puțin așa am crezut eu, la 20 de ani. Și am zis, dacă tot sunt mama, am doi copii, am terminat și primul an de facultate, o să iau un copil, o să iau o fetiță. Și m-am dus să vizită la un centru de clasament. Era acea perioadă în care copiii sub 3 ani se aflau în centru de clasament, un fel de centru dedicat. Și am zis că nu o să merg efectiv așa să aleg un copil. Sincer, acum nu mai mi-aduc aminte dacă m-am dus cu ideea de a lua un copil sau doar pentru că începuse programul acesta de voluntariat. Nu mai știu, dar știu că am intrat și am zis că nu o să pun mâna ca niciun copil. Și efectiv așa foarte speriată, m-ați intrat și unii dintre dumneavoastră în această cameră, în această seară. Și mă uitam așa la ei și apoi mă ligam de ușă și ieșeam afară, eram împreună cu alte fete care erau voluntari. Și la un moment dat într-o cameră, iar în fiecare cameră copiii veneau și ridicau mâinile să fie luați în brațe. Și am intrat într-o cameră, a treia cameră de universitate, și era o fetiță grăsuță, mie îmi plac copiii grăsuți, copiii mă plac lumea asta, dar nu ești grăsuță. Și stătea acolo un păduț și s-a uitat așa la mâinile mele, am înțeles-o mai târziu că a văzut că nu am mâncare în mână și n-a interesat-o. Iar ceilalți copii au uitat. Celalte fete au luat de copii și pe mine m-a interesat de fetița aceasta și de ce stăia acolo supărată, să zic așa, și oare ce vârstă are. Pentru că un copil care nu s-a adunat la mine, dar nu neapărat, e greu să-ți dai seama exact. Și nu mi-aș fi dat seama dacă are 9 luni sau un an jumate. Și am întrebat pe cineva. Și răspunsul a fost unul care mi-a schimbat viața. Și anume că era născută
în ziua aceea în care eu eram acolo și trebuie să rămân an. Și la 20 de ani deși energezi și cred că m-am energat așa și am zis e ziua ei și nimeni nu știe lucrul acesta și nu se întâmplă absolut nimic și nici măcar nu am un tort. Și din răzbunare am spus eu o să iau fetița asta, o să o iau acasă. Și trei luni mai târziu am realizat chestii mărețe, ne-am luat o mașină de spălat, second hand, știam că tot timpul de luș am nevoie și am luat fetița acasă. Am sunat înainte și părinții mei, am sunat pe mama și ea a fost super îndată. Nu, n-a fost deloc. Mi-a spus, dacă mai iei un copil, nu mai ești copilul nostru. Am ținut minte până azi lucrul acesta, dar nu mi-a lăsat. Era cea mai drăguță fetiță. Intrase în inima mea și deja eu luasem o decizie și v-am zis, avea 20 de ani, deja le știam pe toate. Aveam cea mai mare putere, știam că câte pot face. Și am zis, nu, eu iau fetița acasă. Și am luat acasă și a fost una dintre cele mai minunate decizii pe care le-am făcut. Are 20 de ani, am interesat. Băieții sunt mari, 30-31 de ani. Bine pentru viitoare bunică, sper în următorii 2-3 ani. Dar și mulți cred că am făcut eu multe pentru copii, dar de fapt au făcut ei multe pentru mine și am învățat eu cum poate fi viața și că de fapt lucrurile pe care le scriem noi pe hârtie și nu ne ies sunt altfel în viața adevărată. Și am învățat că acești copii pe care nu i-ar fi la nimeni, pot fi incredibil de minunat și m-am obișnuit atât de tare să iubesc copiii care nu sunt ai mei și m-am întrebat de aia că am copii și de asta am luat acești copii, eu am 12 ani, nu vreau să fac copii atunci. Dar acum am o fetiță de 8 ani, m-am căsătorit, mai greșit de lumea și dar asta a fost stilul meu de viață, să zic. Proiectul meu, felul în care am vrut să fac lucrurile și dacă aș mai trăi încă o dată, aș face tot de la capăt la fel. Văd că nu a fost ușor, dar cred că în greu este și mult frumos. Și așa că vă încurajez neapărat să mergeți să luați copii acasă, dar uneori să alegeți lucrurile care sunt puțin mai grele și să le faceți și să vă bucurați. Și chiar dacă nu e nevoie de încăpățânare, dar cred că totuși e nevoie de multă dragoste și dacă faceți un lucru de dragoste, indiferent ce faceți, probabil unii dintre voastre predați, sunteți elevi, nu contează. Dacă faci un lucru pe care ți-l dorești și în care tu crezi, poți să ajungi să faci orice vrei. Și am realizat că sunt mai mulți copii decât acești copii ai mei. Așa că am înființat asociația Eltera, de la Elvis, Teresa, Rafael, primele două litere, ca să ajut copiii către care nu merge așa chiar multă lume, probabil copii care sunt pe stradă la cerșit sau provin din familii unde nimeni nu ar ajunge sau copii cu care poate greu să lucrezi. Și cumva ăștia sunt copiii care mi sunt tare dragi mie și am înființat această asociație pentru că nu prea mă înțelegea lumea. De ce sunt, va prin spitale, va prin sate, va prin școli și mă întreba dacă sunt de la o organizație. Și atunci zic, mă, hai că fac o asociație. Să zic, da, sunt de la asociație. Pentru că nimeni nu putea să înțeleagă o persoană care efectiv vine și vrea să facă ceva pentru că vede că este o nevoie. Și pot să vă asigur de un lucru că este nevoie de fiecare dintre noi să ne implicăm undeva, oriunde, dar este mare nevoie. Așa că vă mulțumesc că ați venit în seara asta, mulțumesc că sunteți aici și mulțumesc tare mult pentru invitație. Întrebări. La sesiunea asta de 15-20 de minute de întrebări.
care are semnificație profundă. Pentru că mie mi se pare că o poveste nu numai despre ce putem face și despre ceea ce nu putem face. Pentru că s-ar putea să sună un pic demotivant cum am să încerc. Dar vă promit că nu voi termina în același școală. În mod clar, cel mai probabil nu putem face cei mai mulți de aici ceea ce a făcut Carlos. De exemplu, mai spui și tu, e puțin probabil să mergem acum într-o intersecție, să luăm un copil și să ne asumăm, sau doi, sau trei, mă rog, acum eu recunosc că înțeleg și cam mama ta, și să ne asumăm tot ce înseamnă asta. Creșterea lor, educația lor și așa mai departe. Dar tocmai de aia, tocmai ca să nu fie nevoie de asemenea povești, ar trebui să fim în stare să construim un sistem mai bun, care să nu mai producă așa ceva la ordinea zilei. La fel cum sunt povești motivaționale în istoria filosofiei, de exemplu, moartea lui Socrate, da? Sau moartea lui Seneca, ele sunt exemplare tocmai prin faptul că noi n-am putea fi în locul lor, cel mai probabil. Dar prin asta, cumva, stabilesc un soi de ideal normativ. Soi de the best of us, la care e foarte greu, de fapt, să ajungi. De aceea, Cati, eu cred că e foarte important să fim în stare să facem un sistem de educație mai prietenos și mai competent cu copiii care au asemenea nevoi, pentru că nu vom putea produce asta e despre ce nu am putea face, probabil, cei mai mulți dintre noi. Dar hai să vorbim nici despre ce am putea face. Pentru că povestea ta e despre cât de mult poți face, efectiv, printr-o simplă, mă rog, aparent simplă, decizie de a merge în direcția lucrurilor în care crezi, indiferent de presiunile din jur. Pentru că oamenii, mă gândesc că au fost foarte mulți oameni care te-au încurajat în prima fază. Nu știu. Nimeni? Da, mai nimic. Și asta nu pentru că oamenii n-ar fi empatic sau n-ar admirat în postul de comportament, ci pentru că tu, probabil fără să realizezi, prin conștiința vârstei și cu modul ăsta, hai să zicem, plin de curaj, de nepăsare cu câteva față de normele sociale, ai mers pe drumul tău. Iar oamenii, în general, reacționează anxios și te mă întorc la oamenii ca tine, pentru că tu, pur și simplu, ne spui ce facem, nu suntem neapărat pregătiți să auzim. Și anume că putem face enorm de multe dacă ieșim un pic din indiferență. Mulți dintre noi avem povești despre cum nu putem face lucrurile și ne-am găsit propriile justificări. Uite, nu putem face nu știu ce, pentru că și aici a fi in the blanks, vorba profului de engleză, nu? Pentru că părinții, copiii, sistemul aerea planetelor roșii, putem în Turcia, găsim întotdeauna, ei, și vine Cratelul și îți arată, ok, dar ai încercat în felul ăsta, că să te duci frontal așa, pentru că, uite, nu ne dai cârligul ăla care să ne ajute să te punem între extraterești, să-l zicem pe Dar-Har. Da, dar a avut bani. Nu, n-a. Da, dar a avut sprijin. Nu, n-a. Da, dar gura lumii nu i-a păsat. Da, dar autoritățile n-au ajutat. Și atunci, cred că asta e lecția profundă cu care trebuie să rămânem. Pentru că dacă vom pleca de aici, încântați, am auzit o poveste frumoasă, că am văzut un om frumos și depus în ramă. Și asta nu va însemna decât un fel de sentimentalism, așa, care o să mai vorbească noi o seară, două, după care revenim la ale noastre, tot efortul ăsta e degeaba, din punctul meu de vedere. Eu mi-am dorit foarte mult ca elevele mele, mă clasă doar de fete, de aia am elevii mei, să o cunoască pe Cati, pentru că eu cred că asta mișcă, într-adevăr, în noi, gemul ăla de prejudecăți și de autojustificări în care ne întâlnim. Și sigur, nu o să răsturnăm lumea. Lumea, nu știu, e ordinul ăla linguriței de care vorbea Amos Oz.
să faci binele în lume e ca și cum ai scoate apa dintr-o încăpere inundată cu lingurița. Și atunci există două categorii de oameni. Cei care spun nu merită, n-am cu ce să scot apa, prin urmare nu o fac. Și sunt cei care iau o linguriță și scot apa aia, deși pare un efort lipsit de sens și lipsit de finalitate. Ordinul linguriței e ordinul oamenilor care cred că lingurița aia contează. Că aia trei copii în mare, în zecile, în miile de copii în situația din România au contat. Și de-aia, Cati, eu nu o să mai intervin, de-aia zic acum tot ce am pe suflet, nu, chiar nu o să mai intervin, mă rog, așa zic de fiecare dată, da, mai vedem. Cumva, cu asta mi-aș dori să plece lumea de aici. Cu sentimentul ăsta că uneori, da, se poate, în ciuda tuturor vicisitudinilor, să facem bine cât să încapă într-o linguriță, dar poate fi o linguriță fundamentală și esențială. Să salvezi o viață înseamnă să salvezi întreaga lume, nu? Spunea un proverb evresc. Și dai să-l bani niște vieți, adică și numai dacă ai trece asta în CV, poți să te pensionezi mâine și să nu mai faci altceva. Mai e o problemă, o mică problemă. E paradoxul întâlnirilor pozitive, așa numesc eu. Știți, azi e ziua națională a lecturii, le-am spus azi elevilor mei și mi-a zis unul, iar e ziua lecturii? Serios, unul de la nou. Iar e ziua lecturii, da, mai, azi e național. Dar a fost internațional. Urmează ziua galactică a lecturii. Știți că la întâlnirile cu lectura, eu n-am vorbit ca în întâlnirile despre de ce e bine să citim, paradoxul e că acolo vine aia care citesc deja. Și am un sentiment că aici sunt oameni care deja sunt sensibili la problematica asta și deja fac lucruri din direcția asta. Ei, ideea e că trebuie să mergeți cumva în lume și să predicați asta. Și uneori, da, împotriva corpului, era să zic profesor, corpului social în care vă mișcați, arătând că da, se poate, chiar dacă par ridicol, chiar dacă par cu deșteptul satului, chiar dacă tu pare la care ridică standardele. Pentru că atunci când oamenii care reușesc, ei stabilesc cumva și un fel de best practice pentru noi toți. Mă îndoiesc că o să înfiem prea mulți copii de aici, dar dacă putem să ducem un pic de bine cu lingurița acolo unde mergem, eu zic că e suficient. Bun, dacă sunt întrebări pentru Cati, vă rog. Dacă aveam un microfon fără fir, mă plimbam cu el. Așa, vă rog să folosiți vocea de profesor și să se audă dumneavoastră. Trecem direct la a doua întrebare. E propunerea. Prima e greu. Începeți cu a doua. Aș vrea să spun eu un lucru. Da? Scuze-mă. Cred că de multe ori nu facem ceva care e mai bine și noi nu realizăm lucrurile acestea. Suntem ok, suntem confortul nostru, nu e bine. În momentul în care m-am trezit singură, cu 14 lei, mi se plasă și geanta cu portofelul și măcar mă primeam la facultate, că nu mai aveam nici în planța să arăt să intru. Aveam doi copii și ca mine în jurul meu, la scurt din după mă căuta și poliția, când mai rău de atât nu poate fi, atunci mergi în sus. Și cred că asta contează cel mai mult. Și dacă aș fi avut un alt fel de confort și un alt fel de susținere, probabil aș fi renunțat după două săptămâni. Pentru că lucrurile ar fi avut sens, aș fi avut timp să ascult, nu aș fi fost într-o stare de disperare, să zic, sau să găsesc soluții, sau aș fi ascultat și părerea altcuiva. Și ce cred eu e că e bine să acționăm când putem și nu să așteptăm să fim într-o situație în care mai rău de atât nu poate să fie, așa că
rog. Aveați unul de zonă, da, da. Andrei, hai că am reținut. Andrei, da. Tarche, în primul rând vreau să te felicit pentru ce ai spus aici și îmi cer scuze dacă am puține emoții. În primul rând, empatizăm foarte mult cu ceea ce ai spus și încercările prin care ai trecut. Sunt alături de prietenul meu Răzvan și avem un ONG. Nu suntem niște ONG și în adevăratul sens al cuvântului. În momentul de față avem un mentorat și sprijinim 16 copii din județul Galați. Copii din medii defavorabile, copii între 13 și 18 ani. Știu exact și înțeleg situația prin care ai trecut, mai ales cea în care povesteai că te duceai prin sate și te întreba lumea de ce faci asta, trebuia să oferi o explicație și noi la fel. Cred că cea mai des întâlnită întrebare este de ce faceți asta? Și uite ca idee, care era răspunsul tău la întrebarea asta? De ce faceți asta? De ce faci asta? V-am adus niște cartofi. Deci aveam cele mai tâmpite răspunsuri. Am stat că aveam niște ceapă și se strica. Și n-aș fi folosit-o sacul, vă dau și în altă jumătate. Vreți? Da! Aveam niște culori și am scos niște planșe și am vrea să colorăm. Pentru că, de fapt, dar erau motivele reale. Hai să stau 10 minute aici cu copiii ăștia să coloreze, că poate nu știu să țină un creion în mână. În spate aveți școala afară. Se plângeau profesorii că nu stau copiii așezați. Și am zis, lumea se împarte în două. În copii care stau la masă și copii care nu stau la masă. Copiii cu care lucrez eu nu au o masă acasă. Și nu au un scaun. Ei mănâncă pe parc, locuiesc într-o singură cameră, scriu pe pat, dar nu știu să scrie, de fapt nu scriu. Și totul se întâmplă acolo. Și atunci am început școala afară, ca să nu-i speriem ducându-i la școală, unde uneori nu e fain, și să învățăm să stea așezați. Și coloram. Asta deja era recent, asta e în urmă cu 2 ani. Și se părea foarte tare. Și acolo am învățat să ne spălăm mâinile, să ne ștergem nasul, să ținem un creion în mână, să așteptăm rândul nostru, să ne ridicăm, să ne așezăm, și lucruri care noi credem că sunt atât de normale, dar de fapt nu sunt. Și atunci, mulți ani, dar eu am putut să fac asta, am venit după 5 ani, după ce m-am dus în repetate rânduri, în urma unui telefon, are febră la mic. Stați că știu eu ce să iau, doamna de la farmacie, ce să-i duc? Și mă duceam, duceam un sirop. Nu avem mâncare, nici eu. Stai să fac plus de 50 de lei, hai să văd cum stai că mai am eu un borcan de ceva. Și după 5 ani, după o relație cu familia și cu comunitatea, poți să intri și să zici, știți, am adus și niște culori de data asta. Dați-le, doamne, așa vreau că nu știu, dați-le. Și haideți să colorăm. Și da, deci veneam cu motive din astea. De ce ați venit? Așa, nu știu. Și m-a întrebat toată cineva și m-a supărat foarte tare. M-a întrebat, a fost o zi de sâmbătă. Aș prefera să stau acasă, să fac puțină treabă, să pun lucrurile în ordine. Și toată ziua am organizat hăinuțe și vizite pentru copii și a fost greu. Și am pus deoparte ce n-a fost bun și am făcut vreo 20 de pachete la diferite familii. Și a venit un domn și mi-a zis, deja s-a întunecat afară și era vară și era foarte târziu. Și mi-a zis, doamne, dar nu vezi ce faci acasă de ați venit. Am vrut să-l strâng decât un pic, da? Aveam o cutie în mână, n-am putut. Și e foarte supărător. Eu știi, când faci toate aceste lucruri și dar de ce să-i dar aveți treaba acasă? Și mă gândeam, oh, câte aș fi avut să fac. Nu m-am mai întors acolo, dar am un program acolo în sat și vin copiii, dar da, nu sunt omul de fier și da, m-a supărat că a spus asta și că ei vedeau o acțiunea mea ca o plictiseală. Și nu am mai dus acolo. Și eu am întrebat toți, de ce nu mai urc acolo? Pentru că nu vreau. Și de ce merg unde era? Pentru că vreau. Și simțiți oribil să vă supărați că vreți să faceți ceva sau nu, dar a fost, da, singurul care am lăsat acolo, că mi s-a părut că pierd timpul.
și am văzut doar să lucrăm. Acolo nu aveam efectiv o activitate, avem jos și avem un spațiu pe care îl folosim și atunci am venit copiii la noi. Dar mi s-a părut că aș fi putut să fac lecții cu copiii și să fac altă activitate timp de o zi întreagă decât să organizez acele bunuri și a fost foarte solicitant și nu știu, nu. Deci ce o să ia? Vreau să întreb și eu ceva. Ce-mi place când îmi dau singur cu voi. Vreau doar să remarc, apropo de ăsta de abordare care mi se pare foarte deștept, că nu te-ai dus acolo cu un complex mesianic, așa. Băi, am venit eu să vă salvez. Uitați. Sunt în Iisus Hristos, în varianta feminină, și am să vă salvez. Din potrivă, mi se pare foarte tare modul ăsta de pielea familiilor și ce-a văzut acolo și hai să mai știu ceva. Bun, alte întrebări? Vă rog. Viața de mamă. Pentru mine. Aș putea spune, și mi-a zis ceva, când o să ai propriul tău copil, o să vezi că nu e așa. Când am devenit mamă, când am luat copiii, părinții au fost mai mari. Și mi-au spus ei, mama, așa a fost ciudat să accept, dar Teresa fiind un bebeluș, clar am devenit mama atunci. Nu mai știu câți ani mai târziu am născut și am zis, ok, dar la început am născut cu inima, m-a durut la următoarea. Cred că mi-e greu să fiu o mamă normală. Realizez și dacă sunt la medic sau în alt loc, am tendința să scot o jucărie sau un lor și pentru celălalt copil. Nu știu să fiu mamă doar pentru copilul care l-am născut sau pe care l-am crescut. Dar și s-a imediat și am realizat asta, am fost cu Sofia la medic și am realizat că de fapt ochisem toți copiii care ar fi avut nevoie să facă ceva. Și aș fi vrut, doamne, mă scuzați, adică mamele erau tot dispersate, nu era nimic grav. Dar nici nu știu să ducă stresul și mă gândeam, lăsați copilul cu mine un pic aici, 10 minute, cât așteptați, să o să-i treacă o femeie, dacă colorează puțin sau... Și... da, nu cred că știu să fiu mamă doar pentru copilul care l-am născut. Nu cred că mi-a reproșat cea mică. Dar mi-a zis că n-am putea să facă ceva și cu șapte la 8 ani. Zici, aș face o zi, dar nu în fiecare zi. O zi pe săptămână, zis că face. Așa că, da, am făcut lucrurile cu susul jos, să zic așa, și atunci pentru mine nu știu să am sentimentul ăsta de doar copilul meu. Și am înțeles încă un lucru. La un moment dat cumpărasem ghetuțe pentru o grămadă de copii și am zis că investesc în viitorul fiicei mele. Pentru că, și ce dacă îi cumpăr ei? O pereche de încălțăminte foarte bună sau modernă sau... și ceilalți copii din jurul ei vor fi desculți. Ea n-ar putea fi fericită. Și asta mi-e foarte greu să înțeleg, dacă ne uităm doar asupra copilului nostru și ne mișam faptul că ceilalți din clasă sau vecinii noștri alea de desculți, zbrăcați, plământ, speriați. Nu prea ajut copilul meu dacă investesc doar în el. Cred că o ajut pe Sofia investind în cei din jurul ei. Și atunci o să fie mai fain și pentru ea. Și, da, și atunci deja am o definiție de asta, deformată. E ok? Ți-am răspuns sau? Mulțumesc! Bună! Tot de la Asociația Prieteni pentru Galați, în continuare ideile dorul. Avem și noi un motto, ceva de genul, poate nu poți să schimbi lumea, dar sigur poți schimba lumea cuiva. Și ce vreau să te întreb, asociația ta Eltera se ocupă cu reducerea abandonului școlar? Sau e... asta ar fi una și apoi o să te mai întreb ceva dacă e, da? Da, am început de fapt, eu am fost direct la o casă de copii privată,
Și mie nu-mi place deja SPC-ul, da? Și am zis că, de fapt, o să luptă împotriva instituționalizării. Nu aș vrea ca copiii să ajungă în cel mai de clasament. Și asta ar însemna, da, și să nu abandoneze școala. Am un program care e mega șmecher, zic eu, care se numește Magazinul Clasei și care face lucrul acesta. Previne abandonul școlar, încurajează frecventarea la școală și chiar a ieșit foarte, foarte fain de la aplicat. Dar asta facem. Dar aș vrea să-ți mai spun ceva, ceva ce, de fapt, nu e de spus. Dar am un loc unde vin copii, într-unul dintre sate, și îi oprim de la cerșit. A, hai, nu, avem o oră de la 10. Și luăm acolo cu noi. Și unii dintre ei, și eu le zic, mă, ce la școală, ați fost la școală? Și acum când mă văd, nici nu salută întâi, zic, doamna, am fost la școală, doamna, am fost la școală. Dar sunt în școală unele persoane care atât de urât se poartă cu ei. Și de câteva săptămâni am zis că nu o să mai zic niciodată copiilor să meargă la școală. Pentru că știți ce? M-am simțit atât de vinovată să spun, mergeți la școală, da? Să mergeți la școală. Și am avut impresia că îi trădez. Că le spun, mergeți la școală, la școală e foarte rău. De ce n-am fi trimis acolo? Pentru că ei au încredere în mine. Și cred că ăsta e un lucru atât de important. Cum se simte copilul ăla la școală? Și la mine vin la clasă cu mâinile murdare, le-am zis că le dau un punct dacă vin cu mâinile spălate. Ziceți ce? Toți au venit a doua oară cu mâinile spălate pentru un punct care nu însemna nimic, nu strângeam puncte pentru ceva, au venit un punct. Ideea e că, da, mi-ar plăcea să văd copiii la școală și mi-ar plăcea că la școală să fie fain. Și pentru ei este, de fapt, o oază. Un refugiu. Și da, într-adevăr, sunt clase unde copiii s-au scos. Au părinții, se ocupă, vine casa cu mașina, iau, sunt bine. Dar sunt copii care vin pentru că afară, acasă în gheață. S-au uitat. Avem un băiețel care mergea la cerșit pentru că chiar aveam nevoie de mâncare. Deci, pentru asta mergeam. Și am aflat eu de el că fugea mai repede de acasă, să nu-l trimită la cerșit și ajungea la școală înaintea femeii de serviciu ca să intre în clasă, că el vrea să meargă la școală. Nu știa de ce merge la școală, dar știa că trebuie să meargă la școală și îi plăcea la școală. Nu știu ce îi plăcea, poate era faină doamna învățătoare, se purta frumos, poate era cald, că le primeau cornul și laptele, nu știu. De el foarte tare își dorea să meargă la școală. Acum chiar îi spuneam, cred că doamnei îi ziceam, zici că-s copii de director dacă îi vezi acum. Sunt atât de faini copiii ăștia și sunt, clar, unul dintre motivele pentru care merg mai departe, văzându-i pe ei cât de tari sunt și atunci cred că e așa important, da, să meargă la școală, dar dacă tu ești pe partea asta înaltă, în spatele catedrei, acolo sunt în mâna ta. Și da, o să trebuiască să fii și doctor, și părinte, și bunic, și tot ce au ei nevoie, pentru că nu vor ține minte lecția ta, nu vor ține minte lecția ta și predai degeaba dacă nu iubești. Și asta vor ține minte. Aveam o doamnă, am un profesor la unul dintre cursuri și mi-a spus, mi-a schimbat viața o doamnă în clasa a doua. Trebuie să realizați că vreau să schimbați vieți. O să știe copiii ăștia cum v-ați îmbrăcat, cum i-ați vorbit, ce cercei ați purtat. Asta o să țină minte. Aia, mate sau să citească. Unii pot învăța și singuri sau... Dar se vor forma după felul de om care sunteți și tare, tare, eu cred că aici am găsit oameni cu care aici mă gândeam azi așa, zic, oh, am găsit oameni care gândesc ca mine și chiar e o onoare să fiu aici. Și asta cred că e important, să formăm așa o comunitate, o religie, dacă vreți, care să fim o grămadă de oameni care iubim copiii ăștia. Și, da, bine, aș zice acum, nu e ușor să iubești copilul altuia, dar nu știu ce înseamnă asta. Probabil nu e. Dar e fain și o să fie mai fain decât noastră să mergeți la ore. Foarte bine de aici. Dacă mergeți bine de aici. Asta face diferența. Cât în prima parte. Nu știu care era întrebarea ta. Mi-a zis cineva, dacă nu știu un răspuns la întrebare, spune ce știi. Așa cum mai chiar că m-am pierdut de ce m-ai întrebat. Ai răspuns la ea, era vorba de ceea ce faci tu în asociație. Uite, Doru vrea să... Da,
Eu chiar le pot lăsa la final pe ale mele, dacă mai sunt întrebări în sală. Da? Noi suntem, eu o să aduc puțin discuția în zona educațională, pentru că suntem și noi aici, profesori care lucrăm cu asta de copii greu educabili, suntem manageri de școală și e clar că nu putem pune omenia în om. Da? Adică dacă omul nu o are, nu avem cum să o punem. Dar cum îi inspirăm pe cei de lângă noi să creeze oaza aceea? Copiii se joacă întotdeauna de-a doamna Cati. Vorbesc cu tonul meu, își fac părul așa dacă mi-l fac eu, dacă m-aș scobi în nas, s-ar scobi și ei. Nu realizați că ei, de fapt, urmăresc absolut tot ce faceți. Absolut tot. Eu m-am întâlnit de curând cu persoana care mi-a influențat mie foarte mult viața și m-am gândit, zic, nu, sunt exact ca ele, vorba de pastorul meu. Și zic, exact ca el, vorbesc și cum mă port și ce atitudine am și cum trec peste lucruri ușor. Și am realizat că sunt copii acestei persoane. Cineva de care m-am legat, a fost omul care mi-a spus, tu ai inițiativă, nici măcar nu știam să pronunț cuvântul ăla bine, când mi-a spus lucrul acesta. Și nu știu exact ce făceam eu și a văzut asta în mine. Spuneam la un moment dat, un copil nu poate fi mai mult decât îl vede un adult. Părinților nu vor vedea mai mult decât îl vezi tu. Va trebui să crezi cu copilul ăla și va trebui să fii un exemplu pentru el. Și peste ani, copilul care crezi că nu a fost atent la tine, se va îmbrăca ca tine, se va purta ca tine, va spune, te rog frumos, mulțumesc, la fel ca tine, pentru că tu, un om frumos pe care te-a văzut în fiecare zi la școală, când n-ai chiulit sau când n-ai chiulit el, și își va dori să fie ca tine. Problema, știți care e? Au prea multe exemple drăguțe în lucruri greșite. Oameni care nu ar trebui să le fie exemple. Și atunci îi vor face ca ei. Dacă noi nu-i atragem să-și dorească să fie ca noi, vor fi ca alții. Și atunci cred că e o meserie destul de grea să fii conștient de faptul că tu trebuie să trăiești atât de tare într-un fel în care copilul ăla să fie copia ta și să fii mulțumit. Lucrând la o casă de copii, domnule se plângeau că sunt aroganți copiii. Și cine avea cea mai mare, cea mai multă aroganță? Doamnele. Și copiii dădeau și un pic de aroganță, la fel ca doamnele. Care nici măcar nu vedea lucrul acesta. Și acordați-vă timp. Am o fetiță, Marina e fetița care o cunoaște primăria, poliția locală, toată lumea. Și este foarte dificil. Și a venit și ea la mine în grupă, aveam 8 copii, zic, Marina, nu mai vii. Și zic, așa a zis grădnița și școala, Marina, nu mai vii. Se gândea, am mai auzit asta. Și mi-am gândit, nu, o să exclud alți copii și o să țin pe Marina. Cu ceilalți copii vor lucra alții, dacă Marina nu o să lucreze nimeni. Și am pe Marina într-o grupă de 5 copii, ca să pot lucra foarte mult doar cu ea. Și e foarte greu. E foarte, foarte greu. Dar ea primește acum o șansă, nu o să aibă niciodată. Este o fetiță foarte isteață, dar toată lumea, toți nespecialiștii, aș zice, spun, e cu probleme și e nebună. Eu cred că e foarte inteligentă. Dar trebuie să te ocupi de acest copil. Și dar eu cred că poți fi ceea ce te ajută să fii un adult. Dar e nevoie de timp. Eu trebuie să stau lângă Marina ca să fac o fișă perfectă. Să stau lângă ea și probabil asta ar însemna să stați o oră în plus. Sau să vorbiți cu acel copil. Să nu credeți că copiii ăștia vin la mine și zic, Ani, ești minunată, ești floarea noastră. Nu! Îmi zic în toate felurile. Și apoi mă duc și stau lângă ei. Și zic, de ce vorbești așa cu mine? Mie nu-mi place, nu am vorbit așa urât cu tine. Și știți ce? E nevoie de timp. Și e nevoie de... Abar n-am cum să-i zic. Când vine un copil de la mic mucos și îmi zice ceva urât și aruncă și cu o piatră sau pentru că e nervos că s-a simțit nedreptățit, că l-ai băgat pe altul în clasă, pe el nu. Da, e greu și clar că vrei să renunți. Dar... Eu nu am așteptări și încerc să nu mă obosesc.
sau încerc cumva să mă reîncarc, că e foarte ușor să obosești. Dar am și văzut rezultate și zic, poa, ce tare, uite unde au ajuns copiii ăștia. Și atunci încerc în fiecare zi și mă întâlnesc cu copiii aceia care s-au purtat așa și ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Și la un moment dat știu că vor avea 20 de ani fetele astea. Și că atunci o să le aduc aminte multe lucruri sau o să se așeze lucrurile. Pentru că și eu cred că am fost un copil destul de dificil, care a stors multă răbdare și care mi a vorbit urât. Cred că e nevoie de mult timp și să nu renunțăm la ei. Și Marina e lecția mea de viață, da, eu nu o să renunț la ea, cu toate că vă zic că am fost dată de afară de peste tot și nu e loc pentru ea. E la mine în grupă, nu e la școală, nu e la grădini, nu e nicăieri. E foarte dificilă. Dar chiar mi-e dragă. Nu e copilul meu preferat, clar, dar știu că e pierdută. Ce implică un sacrificiu pentru acești copii? Și aș zice că eu cred că fiecare dintre acești copii pot să, trebuie să le pui pe farfurie, să zic așa, și ei își vor lua. Dar noi renunțăm mult prea ușor, mult prea ușor. Să vină mai gata la școală! Ieși! Să nu te mai văd în casa mea, transferație! Și, dar știi de unde știu asta? Pentru că așa am făcut eu cu Marina. Marina, să pleci! Tu mai vin la mine în casă! Deci nu mai vii, gata, data viitoare, când iau copilul în microbus, tu nu urci, m-ai înțeles? Și pe mama zic, așa au zis toți. Și e ușor să ai un copil din ăsta care stă mai exact, stai în spatele lui, trimite la meditație, îi cumpără de toate și se ocupă, e hrănit, a dormit, s-a odihnit. Mai vreau să-mi grijă străbunicii, care este surdomută, bunica care e plecat la oi pentru că nu are bani, sau de ce mai multe ori un fric și de ce mai multe ori mor de foame. Părinții, nu știu, dorește foarte tare să știe pe mama pe ceva, de ce mai multe ori e la colțul străzii și plânge. Ce așteptări aș putea să am? Aș fi o idiotă să cred că va veni Marina și se va porta frumos într-o zi. Nu se va întâmpla, dar e ok. Deci, succes! Eu voiam o singură remarcă să fac și mai intervin pentru că mie mi se pare că așa cu felul ăsta al tău, cum să zic, foarte relaxat în aparență de a vorbi, cu zâmbetul ăsta foarte relaxat pe figură tot timpul, pui degetul pe foarte multe răi. Pe foarte multe lucruri pe care noi de foarte multe ori lucrăm sau nu suntem în stare să le vedem. Pentru că aș întreba, de câte ori ați văzut în școlile din România exact mentalitatea contrară? Hai să scăpăm pe copilul ăsta, să se ducă. Se ducă la altă școală. Ca și cum dacă se duce la altă școală, problema e rezolvată. Deci mie mi se pare de două studii. Odată că nu rezolv problema, doar o muți la altă școală, de ce să trimiți unei alte școli problema ta? Există școli de rang 1 și rang 2. De asemenea, nu ne-am atras foarte multe simpatie atunci când am spus că cel mai greu este să duci copiii cu probleme. Și că copiii care nu au atât de multe probleme sunt mult mai ușor educați. Eu însumi lucrez cu copiii foarte deștepți, în preza două licee de top. La unul sunt titular, dincolo sunt doar invitat. Și e foarte ofertant, pe bune, adică discutăm chestii foarte grele, foarte dificile, autori, deștepți, comentăm filme. Te duci la copiii ăia și iau, dacă vezi în programa școlară, iau deja formate competențele pe care se presupune că trebuie să le formezi tu. Serios, în clasa 12 deja știm ce se prezupoți, eventual, și devine așa, un joyride, așa, o chestie de plăcere. A, și mai am și premiu. Da, să nu recește, dar să. Și mai am și premiu, nu? Și ne umflă dosarele, și ne umflă, mă rog, piedestalul, să simțim cum,
crește marmura în noi. Dar cred că munca aia aproape cristică, așa, e cu genul ăsta de copii. Și la ăștia suntem foarte rapid dispuși să renunțăm, pentru că nu strică imaginea școlii, strică, dar știți ce strică mai mult decât imaginea școlii? Oricum școlii din România n-au cine știe ce imagine nu vă faceți iluzii. Strică imaginea noastră despre noi. Pentru că ne arată nouă limitele noastre de pedagogi. Și ne arată nouă, de fapt, patul comod în care ne lăfăim. Sigur, eu cunosc, chiar cunosc, slavă Domnului, și elevi și profesori. Și am cunoscut oameni absolut admirabili. Mereu am spus că unii dintre ei fac lucruri pe care n-aș fi în stare, sub nicio formă. Am o senzație de impostură teribilă de că lumea zice că sunt profesor minunat, pentru că mie realmente nu mi se pare că fac nimic extraordinar, dar absolut nimic. Cunosc, în schimb, oameni care chiar fac lucruri extraordinare. Și au spus, eu nu plec de aici, până nu citesc cu ei 15 minute, nu plec. Păi te luăm în furci, go ahead. Da? Deci cunosc oameni de genul ăsta. Da, am vrut să, adică, mie e clar că nu concurez la un concurs de popularitate cu pozițiile astea, pentru că sunt foarte multe iluzii. Oamenii din învățământ de foarte multe ori se ascund într-un cocon de iluzii și de autojustificări, știu, e rău afară, e rău și nu suntem bine tratați și avem un milion de probleme și avem dreptatea noastră. Dar de foarte multe ori nici nu vrem să fim deranjați. Eu nu vorbesc evident numai cu dumneavoastră, știu că sunt live și vorbesc cu toată lumea care se uită. Scuze, chiar să-mi ți-am nevoie să spun lucrurile astea, dacă simți un pic de ostilitate, așa nu e, nu ți se pare, sunt m-a atins subiectele astea. Da. Eu propun așa, Cate, pentru că din ce am spus noi, există și o a doua parte a întâlnirii noastre. Deci propun să ne apropiem și de această a doua parte. Nu înainte să vă dau cuvântul și să întrebați, da? Și după aceea să mai pun și o întrebare foarte scurtă. 15 secunde să întrebați. 45 de secunde să răspundeți. Și cred că unde sunteți? În Galați. Cred că direct la direcția aștia de care face bine, la direcția de asistență socială. Dacă ați întunțat undeva de la primărie, de la direcția de asistență socială, asta de ciclul de asistență socială, puteți atrage deja atenția sau în momentul în care se va pune problema asta ca copilul să fie preluat, ar fi bine să nu ajungă la un asistent maternal sau pentru că copilul devine blocat, să zic așa, și temporar, pentru că deja pe la 9 ani, când nu mai sunt drăguți, sunt preluați tot într-un centru de clasament. Și, da, asta e. Acolo e nevoie de un om care să pună mâna sus, să zică, o iau eu pe fiță.
Și ideea ar fi să fie cineva educatoare, o vecină, dacă nu există o rudă, care să poată justifica cererea. Da? Deci n-aș putea merge eu, bine, aș putea, dar ideea ar fi să fie un cunoscut al copilului, cât de cât. Și atunci, chiar de acum să încurajeze o asemenea relație cu acest copil, în caz de, să poată fi preluat de cineva care deja nu este, nu este în copilul. Succes! Aș vrea să aduc încurajare și să vă spun că tot ce aveți nevoie e de atitudine. Poate ar trebui, dacă încă sunt probleme în jurul nostru, înseamnă că unul dintre noi nu are atitudinea care trebuie. Poate că este în sală sau poate nu. Dar acum dacă sunteți aici și v-am prins, pe dumneavoastră vă cer. Și asta e un lucru pe care l-aș spune oricui. Pentru că, voi iau un exemplu scurt, când eram la facultate trebuie să facem o temă și să studiem un caz preluat de protecția copilului și m-am dus la protecția copilului și am început dosarul. Și mi l-au dat. Și m-am dus la seminar și am venit cu datele. Iar ei își imaginau, profesorii noștri, că noi vom inventa niște hârtii, să spunem că avem acces la dosarul copilului. Și profesorul meu s-a șocat, zice, dar tu de unde ai astea? Și zic, le-am cerut. Și m-a întrebat, de unde? De la protecția copilului, chiar dosarul copilului care e în cazul nostru. Era un caz adevărat, era un copil adevărat de la o grădiniță și se afla deja la sistem adenar. Și am zis, le-am cerut. Și atunci tot râdea, zicea, fata ministrului, fata ministrului. Știți ce am avut? Doar atitudine. Mergeam, ziceam cum mă cheamă, doamna se simțea prost că nu știa cine sunt eu, personalitatea care și-a spus numele. Și asta e problema noastră. Și am remarcat-o deja azi în lift. Atitudinea. Nu avem atitudinea care trebuie. Și suntem capul jos și nu îndrăznim și ne-i frică. Și suntem nesiguri și știm că va face altcineva ceva. Și știți că la cursurile de prim ajutor, când cineva se ocupă de o victimă și trebuie să tragă atenția cuiva, pentru a, dacă spune, cineva să sune la poliție. Cine sună? Nimeni. Trebuie să spună, domnul cu bluză roșie, faceți asta. Domnul cu ochelari, cu geacă verde, faceți asta. Dacă nu, nimeni nu se simte. Și trebuie să fie mai mult așa, când zice, cineva să te simți tu ăla, cineva. Și asta ar vrea să las aici. Am o găleacă undeva, o găleacă de atitudine vreau să vă las. De unde vă luați resursele? Cum puteți să mergeți mai departe? Speranța mediul în care lucrați e unul ușor. Resursele emoționale? Da, la cele emoționale mă De la Andrei, de la Romina, de la Mădălin, de la Bogdanel. Da, de acolo mă încarc. Tot de acolo. Și într-un fel nu e greu, adică, într-un fel pe care mi-ar plăcea, nu știu, să mă duc acasă și să nu-mi pese. Dar nu mă simt niciodată mai vinovată decât atunci când, adică dacă las pe mei fără mâncare, pot să-și comande. Dar nu mă simt mai vinovată dacă știu că n-am planificat în colecție cu ce aș vrea să înțelegeți e că eu nu lucrez asta, sunt consilier juridic pentru cetățeni străini. Deci, e hobby-ul meu chestia asta. Și dacă nu reușesc să fac cumva în program, să mă mai duc câteva ore la copiii ăștia și câteva ore la copiii ăștia, mă simt atât de vinovată, dar mă simt și obosită, am realizat. Pentru că merg acolo și e fain, ăștia sunt plini de viață, sunt super. Încep, avem un măr făcut și am o ștampilă și primesc câte un măr la fiecare fișă făcută. Acum la două fișe se primește un măr. Și la 10 mere vin la mine acasă și fac baie și primesc haine noi. Deci e eroare. Și, da, mi-s foarte dragi și tot de acolo mă... Și eu mi-am învățat cumva să mă,
să mâncați și mâncați așa de la oameni frumoși ca dumneavoastră. Spunea cuiva, la un moment dat, făcuse fița mea 2 ani și un pic și nu știu de plină să era acasă și cu bebe, să zic, încât plăteam babysitter să merg să fac lecții cu cineva. Deci eu plăteam 100 de lei și mă plăteau 80 de lei. Eu plăteam 20 de lei ca să lucrez. Numai acasă. Și noi nu trebuie să facem alegeri de genul ăsta, care nu sunt neapărat material favorabile, dar care ne câștigăm mult mai mult. Și cred că trebuie să vedem fiecare ce ne încarcă. Da? Că e că mergi la masaj, la piscină, printre alți oameni, nu știu, la restaurant, la plimbare, să-ți cumperi ceva. Trebuie să te simți ce ne încarcă și să știm să ne ducem acolo întotdeauna. Și să ne alegem publicul, adică oamenii din jurul nostru, care ne ajută. Am mulțumesc! Amin! Am terminat! Hai să mă întrebare. Vreau să pun și o întrebare. Consider o cumva și secțiunii de întrebări. Dar nu înainte să fac un comentariu fără de scurt. Iarăși o să vin poate cu o observație mai stranie, pentru că lucrurile par acum e drag de ei, e drag ce așa mai departe. Problema, ca timp după mine, și aici vorbește proful de psihologie și absolventul de filozofie, e că nu toată lumea are structura ta. Și unii dintre noi s-ar putea să nu funcționăm așa. Să ne uităm la copilul cu nevoi și să reușim să luăm toată energia sau la oamenii. Și de multe ori am urmărit multe conferințe care au reușit lucruri și mai tot spun asta. Simt pasiune, simt motivație, când mă uit, mă umplu de tot ce și nu contest asta, știu că sunt astfel de oameni, sunt minunați. Dar de când am auzit asta, mi-am pus problema, ok, cum facem ca să devenim niște soldați ai binelui și oameni care nu simt neapărat în mod natural asta, pentru că mulți dintre noi sunt foarte mai puțin. Asta e normal. Mulți dintre noi suntem poate mai puțin empatici. Să știți, empatia este o puternică bază genetică. Ați fi surprinși cât de mult contează genetica în lucrurile pe care le simțim. Poate că unii dintre noi nu suntem, poate suntem foarte obosiți, poate suntem foarte tranquiliți, poate... Și atunci, m-am gândit la un filozof vechi, secolul XVIII, Immanuel Kant, se numește, sunt sigur, pe altă auzit, care a înțeles problema asta și a zis că un comportament moral trebuie să depindă niciodată de un impuls sau de stare psihologică. E bine dacă există starea psihologică, dar dacă va depinde de starea psihologică, o ieșevă problemă. Pentru că dacă nu ești gatilos și dacă nu ai tipul ăsta de structură motivațională, una din două ori încep să te simți vinovat. Eu de ce nu simt chestia asta? De ce nu mă umplu de da, motivație? Ori din potrivă, ajungi la poți să ajungi la rezultate mai nasoale. Sunt un om mai iurea, uite, dacă aș fi un om bun, aș simți și eu asta, și așa mai departe. Și atunci Kant a spus așa, e minunat dacă aveți stări psihologice pozitive. Dar viața morală nu depinde de asta, ci depinde în primul rând de conștiință și de principii. Care e o chestie mult mai fundamentală decât motivația psihologică. Poate că nu simți neapărat empatie în fiecare moment al vieții tale, dar dacă îți faci și asimilezi cumva principiul ăsta, linia asta de caracter, atunci pofta mai vine și mâncând. Poți să te implici în tot felul de acțiuni prosociale, poți să faci ceea ce trebuie ca să ajungi copiii ăștia, ne fi neapărat un atlet al motivației intrinseci, da? Ca să zicem așa. Și am spus lucrul ăsta tocmai ca să extindem cumva ordinul ăsta al linguriței și asupra celor care poate n-au neapărat structura psihologică a unui om fundamental pozitiv, cum ești tu. Și tu pari un om care speră mult, care e optimist prin structură. Păpune, cunosc niște oameni foarte ursuri în
piață, așa, dar care sunt niște profesori excelenți și mulți dintre ei sunt niște filantropi nemaipomeniți și niște oameni dedicați copiilor, deși nu au neapărat structura asta. Și acum întrebarea, pentru că am zis-o la început, o mai scădată cu multă mândrie, am venit cu fetele mele aici. Ce pot prelua niște elevi din toată povestea ta și din toată expunerea ta, dincolo, sigur, de povestea extraordinară în sine, de încurajare, de motivație. Ei, în mediul lor, în școlile noastre, cu toate bubele lor pe care le știm, pot face concret ceva pentru a ajuta pe copiii de tipul ăsta? Cum vedeți? Cred că e important să realizăm că într-un corp e nevoie de fiecare parte. Dacă am fi toți, imaginați-vă că aș fi numai o inimă, tot ar fi doar, nu știu cât de părți avem, da? Doar inimă. Cât? Avem nevoie și de degete și degetul mic de la piciorul stâng. Dacă crezi că nu aveți nevoie de el, tăiați-l să vedeți dacă e bine fără. Și cred că e foarte important ca fiecare să aibă rolul lui. Și atunci când nu sunteți așa inconștient ca mine, faceți echipă. Am fost la o conferință și cineva zicea, lucrezi bine cu Carmen, ei Carmen. Și eu știu ce am înțeles de la conferința aia, mi-a trebuit o Carmen. Și a zis, zic, vreau și eu o Carmen, te faci aia, zice, Carmen mă întărește, mă încurajează, fac echipă cu ea, tot era. Zic, mamă, ce tare, uite, n-am pe nimeni așa, chiar. Și mi-a spus doamna aia și m-a liniștit, zice, pentru că tu nu ai nevoie. Și zic, da, da, chiar. Eu execut, eu zic, eu mă cer. Și atunci când faceți lucrurile din capul noastră, atunci fiți parte dintr-o echipă. Și poate veți fi două persoane, sau cinci, sau vedeți care e rolul. Și aș zice că în încăperea asta sunt doar supereroi. Și ar trebui să vă gândiți, dacă ați fi supereroi, care ar fi puterea noastră? Să tai ceapă, să, eu de exemplu, eu în Africa, varză tai. În Zambia tai varză. Să mănânci ceapă. Ce știi tu să faci? Ce-ți place să faci? Nu știu, să cânti, să cori, să pui hainele în dulap frumos. Să, nu știu, care e chestia care îți place ție foarte mare? Și care o faci cu ușurință? Și nu trebuie să trecați nimeni pe chestia aia, poți să o faci. Alte lucruri care trebuie să le faci tu, sau alea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci tu, în rolul tău. Din jurul tău. În primul rând trebuie să realizezi că ești un supereroi, că poți face ceva cu exact chestia aia. Indiferent cât de timid ești, indiferent cât de limitat te crezi, indiferent ce lucru e. Iar lucrul ăla care îți place ție foarte tare, trebuie să faci condiție, orice. Și dacă v-ați gândit la câteva lucruri, dacă ar fi acum, ești supereroi, facem un desen animat de mâine, începem praj, ce o să zici, ce o să faci? Vreți că o să găsiți fiecare o chestie. Știu să-mi destec bine, nu ală, nu știu, o să găsiți o chestie. Ăla e lucrul pe care trebuie să-l faceți și învățați copiii să facă cel. Faceți echipă cu cineva, completați și cred că cel mai important este să nu vă permiteți doar să fiți voi. Sau să credeți că nu aveți un rol important. A, nu mă, eu sunt cadă. Ia, s-a făcut, s-a dus, nu știu ce. Nu aveți idee. Greșiți amarnic, credeți că nu puteți face la fel de mult ca altcineva la care vă uitați. Aveți un rol atât de important. Vă trebuie să-l găsiți și să-l practicați, indiferent care este acesta. Indiferent. Și eu vă urez să aveți putere și curaj și atitudine în locul dumneavoastră, în poziția pe care o aveți. Chiar dacă sunteți degetul mic de la picior, chiar dacă sunteți creierul sau capul unei chestii, nici nu contează, dar e nevoie de fiecare. Și să vă jucați rolul dumneavoastră pe care trebuie să-l aveți. Și uneori nu veți face lucrurile de un singur, nici eu nu fac lucrurile de una singură. Pare așa, dar nu e așa. Și m-au trimis pe mine că arăt cel mai bine. nu fac lucrurile de una singură. Poftim? Da, arăt că noi suntem. Și avem în spate oameni care probabil nu știu că sunt în spatele nostru. Și care, de fapt, ne dau putere să mergem mai departe.
Și de asta zic, aveți un rol foarte important. Vă trebuie să-l găsiți și să nu vă permiteți niciodată să credeți că nu aveți un rol important, că sunteți pe pământ, nu sunteți nici așa aici. Indiferent ce faceți. Poate nu să lucrați chiar cu copiii care au nevoie de ajutor. Și ce dacă e nevoie de noastră acolo unde sunteți și aveți un rol important. Asta e foarte important să știți, indiferent ce faceți. Dacă faceți tot ce fac eu, s-ar duce lumea asta. Deci nu, fiecare în locul lui. Și fiți sigur că aveți un loc deosebit și un rol deosebit în tot ceea ce trebuie să faceți. Mie îmi place că am rămas și la întâlnirea asta un campion al planificării. Deci după ce am stabilit că partea asta de întâlnire durează jumătate de oră, te-am înscat o oră și jumătate. Da, eu propun așa, dacă există și câteva lucruri pe care vrei să le faci cu invitații, hai să trecem și la partea asta. Nu știu dacă fetele pot sta, sau cât puteți sta, așa că dacă la un moment dat trebuie să plecați, puteți pleca, nu e nicio problemă. Nu vă rămâneți, doamne ferește, din potrivă, nu face mare plăcere, dar puteți sta până la 12 noapte, un an. Da, așa că mâncat eu să trec cumva în partea cealaltă și you have the floor, ca să zic așa. Deci, ne-am confruntat cu o problemă și aș vrea totuși să vă dau 3 minute și 15 secunde și ne dorește să ridiceți așa o apă, să... Cronometrez. Da. Vreau să povestesc. Terminare. Terminare.